în sfârșit acasă. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25:21. Când simțurile vă sunt încântate de frumusețea atrăgătoare a pământului, gândiți-vă la lumea viitoare, ce nu va cunoaște niciodată vătămarea păcatului și a morții, unde fața naturii nu va mai purta umbra blestemului. Imaginați-vă căminul mântuiților și amintiți-vă că el va fi cu mult mai slăvit decât îl poate zugrăvi imaginația cea mai strălucită. În diferitele daruri a lui Dumnezeu, din natură vedem doar o licărire slabă a slavei lui Dumnezeu. Este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. În curând, porțile cerului vor fi larg deschise pentru a-i lăsa pe copiii lui Dumnezeu să intre, iar de pe buzele împăratului slavei, urechea lor va auzi ca o muzică minunată chemarea. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția ce v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Apoi, mântuiții vor fi primiți în căminul pe care Iisus îl pregătește pentru ei. Și am văzut cum Iisus a condus ceata celor răscumpărați către poarta cetății. El a apucat poarta, a împins-o înapoi pe balamalele ei strălucitoare și a invitat națiunile care au păzit adevărul să intre. În cetate se afla tot ce putea să încânte ochiul. Peste tot, ei vedeau strălucire neasemuită. Atunci, Iisus i-a privit pe sfinții săi mântuiți. Fețele le rădeau de slavă. El și-a țintit privirea iubitoare asupra lor și a spus cu un glas plăcut muzical, văd rodul muncii sufletului meu și sunt satisfăcut. Această slavă îmbelșugată este a voastră, să vă bucurați de ea veșnic. Întristările voastre s-au sfârșit. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. Limba este prea slabă pentru a încerca o descriere a cerului. Când scena apare în fața mea, sunt pierdută de uimire. Răpit de splendoarea neîntrecută și de slava minunată, las pana jos și exclam. O, ce iubire! Ce iubire minunată! Limba cea mai iscusită nu reușește să descrie slava cerului sau adâncimele fără seamăn ale iubirii Mântuitorului.